În perioada 10-24 iunie, pe parcursul a 9 zile lucrătoare, se face pulverizarea terestră a insecticidelor. Substanțele folosite în cadrul intervenției se află în grupa a 3-a de toxicitate și sunt avizate de Ministerul Sănătății. De asemenea, în perioada 15-16 iunie va avea loc o intervenție prin pulverizare aeriană. Suprafața totală pe care va avea loc dezinsecția este de 780 de hectare, iar graficul intervenției poate suferi modificări în funcție de condițiile meteorologice existente. În acest weekend, așadar sâmbăta și duminică, vom desfășura o nouă etapă de dezinsecție prin pulverizare aeriană pentru a spori eficacitatea intervențiilor noastre. Până în data de 24 iunie ne-am luat o perioadă mai mare, un interval mai mare pentru a fi sigur că acoperim în această perioadă întreg municipiul. Campania de dezinsecție este așteptată de craioveni care vor să scape de țânțari. E foarte bine că a început, pentru că țânțarii ne deranjează oricând. Și iarna chiar sunt, dar cu atât mai mult vara. Prin casă mai băgăm aparate din alea de țânțari, dar trebuie și pe aici, că nu poți să stai pe o bancă sau ceva, că sunt mulți. Stăm la curte și ne mănâncă țânțarii în curte. La casă avem plasă. Este nevoie să se facă, să dea cu ceva acasă pentru țânțari. Reprezentanții SECE Salubritate Craiova reamintesc proprietarilor de terenuri, agenților economici, instituțiilor publice și asociațiilor de proprietari din municipiu că au obligația de a realiza dezinsecția în spațiile deținute pentru combaterea țânțarilor.